Timp de 3 zile, Sala Sporturilor Dan Spătaru din Megidia a găzduit turneul 6 al campionatului național de handbal junior 2. În urma acestei competiții desfășurate în perioada 20-23 martie, echipa de handbal junior 2 a CSS Megidia s-a calificat la turneul semifinal al campionatului național de handbal. Competiția sportivă a reunit la linia de start 6 echipe: HCM Constanța, CS Năvodar, CSS Călăraș, CSS Constanța și Axiopolis Cernavodă. La final, handbaliștii megidieni s-au clasat pe locul 4, reușind astfel să se califice la următoarea etapă a campionatului național de handbal. Competiția s-a desfășurat în condiții bune. Am fost organizatorii celui de-al 6-lea turneu din cadrul campionatului național al juniorilor 2. Ultimul turneu din acest campionat, care stabilește și ordinea în clasament pentru turneele semifinale. Primele 4 echipe se califică în turneul semifinal. În turneul 6 al campionatului național de handbal junior 2, handbaliștii megidieni au susținut chiar și 2 partide într-o zi, ceea ce a făcut ca oboseala să fie resimțită, însă ei s-au declarat mulțumiți de evoluția lor în teren. Pentru noi ca și echipă a fost un turneu destul de greu. Am avut unii colegi accidentați, dar am reușit să trecem peste. Care este obiectivul vostru? Obiectivul este să mergem mai departe de turneul semifinal. Eu zic că HCM a fost cea mai bună din grupă, este și normal, este primul loc, înfrângeri n-au și au dovedit că sunt cei mai buni. S-a resimțit oboseala? S-a resimțit, da. 2 meciuri pe zi este foarte greu, am stat mereu în teren să jucăm, să dăm tot ce e mai bun. CSS Megidia va juca la turneul semifinal cu CSS Craiova, LPS Roman, LPS Cluj și CSS Dinamo Brașov.